Dumnezeul meu, cel care ai dat făgăduință vieții acesteia și acelei de după, celor ce te caută, cel ce stai împotriva celor mândri, dar dai har celor smeriți. Ocrotește-mă în această noapte și dă-mi somn liniștit, Tu, cel ce ești adevărata mea odihnă. Potolește-mi gândurile ca să pot lăsa în urmă ziua de azi cu toate ale ei și umple-mi sufletul cu credință și încredere în ziua de mâine, în toată darea cea bună și în darul Tău, cel desăvârșit. Amin. Doamne Dumnezeul nostru, mult milostive și mult îndurate Părinte, Cel ce cu voia Ta ne-ai binecuvântat să avem această familie, ca să trăim și să ne bucurăm în ea după sfânta porunca Ta, dă-ne, Doamne, a viețui în taina și în mângâierea cuvintelor Tale. Dă-ne putere pentru a izbândi în cele lumești, dar dă-ne și smerenie pentru a cunoaște frica de Tine, căci fericiți sunt cei ce se tem de Dumnezeu și veșnică va fi moștenirea lor pe pământ. Păzește, prea bunule Stăpâne, familia noastră de dușmani. Binecuvântează casa noastră și întărește-ne pe noi și tot neamul nostru, ca să putem lucra întru cele sfinte și stărui întru credință. Dă-le, Doamne, copiilor și celor mai tineri din familia noastră minte dreaptă și inima ascultătoare, ca să le meargă bine și ca să aibă zile multe și fericite pe pământ. Dă-ne să îndrăgim mai presus de orice cuvântul Tău. Dă-ne să trăim în pace și în înțelegere și să iubim și să sfințim neprihănia, ca să poată domni în casa noastră liniștea și bunăstarea, și ca să ne putem păstra veșnic în fața Ta numele curat. Ține departe, Sfinte Duh, averea noastră, cât o fie, de foc, de apă și de oamenii răufăcători, căci tot ce am dobândit pe lumea asta, de la Tine am primit și cu binecuvântarea Ta am agonisit. Și de aceea Te rugăm să ne aperi și necontenit să ne păzești cu sfânta și nebiruita puterea Ta. Iar de vei vrea să ne trimiți necazuri pentru a ne întări sufletul sau îndrepta mintea, dă-ne răbdare și putere ca să găsim smerenie în fața pedepsei Tale și ca să-Ți putem urma cu credință calea și fi lângă noi atât în cele bune cât și în cele grele, astfel încât negreșit să Te putem afla și slăvi. Și anume această carte, care se numește 100 de rugăciuni care mi-au schimbat viața, este cartea în care veți găsi cele mai puternice 100 de rugăciuni pe care nu le găsiți în nicio altă carte și vă recomand vouă, vă recomand fiecăruia și fiecăruia dintre voi. E o carte pe care trebuie să o aveți în casă, atât pentru voi, dar în același timp poate fi și un cadou foarte frumos pentru cineva drag din viața voastră. Gândiți-vă ce e mai frumos decât să faci cadou cuiva drag o carte de rugăciuni și sper ca fiecare dintre voi să aibă cât mai curând această carte în casă. Pentru cei care vor deci să comande cartea, vă rog să folosiți linkul din descrierea videoclipului,
Este un link pe care îl găsiți atât în descriere, cât o să-l las și în comentarii, o să-l las în topul comentariilor și veți putea avea această carte în câteva zile, indiferent de unde sunteți din România, din orice colț al țării, cartea va ajunge la voi în câteva zile prin curier rapid și lăsați ca puterea acestor rugăciuni din această carte, care pentru mine au făcut atâtea și atâtea minuni, să facă minuni și în viața voastră. Dumnezeu să vă binecuvânteze!